sus pe câmpul a morții. A trecut taină mare, de cu seară risipind șiruri de mărgăritare din panere de argint. Stolbălai de îngeraș, coalai de toporaș, primăvară cui le dai, primăvară cui le lași. Parfum discret, un zumzet vesel, o rază de soare bate la geam. Vrea să mă mângâie. Te-ai trezit? M-ai așteptat? Ești gata să mă privești acum? Sunt eu, primăvara. Bun venit, primăvară! Oameni, deschideți fereastra sufletelor voastre și lăsați-vă purtați de magia primăverii. Pentru că anotimpurile vin și trec, dar fiecare păstrează în sufletul său un anotimp. Încercați să păstrați primăvara, e atât de frumoasă, pentru că primăvara este o poveste spusă de mănunchiul de raze de soare, raze care miros a flori de lăcrămioare. E timpul să trăim din plin, pentru că în acest anotimp sărbătorim cele mai parfumate și gingașe flori, pentru că în sufletul ei, în sufletul mamei mele, arde o lumină. Din ce străfunduri poate ea să vină, să-ți lumineze chipul de fecioară, și niciun gând urât să nu te doară, și nicio vorbă grea să nu te atingă, lumina, prin prejur, pare să ningă. Din flori albi de caiș, ce grani în soare, sau sufletul, de fapt, îți e de floare. Când ochii de smarald privesc apusul, în colțul gurii înflorind surâsul, iar peste ei, din ceruri înalte, se varsă cu ecouri blânda noapte. Zâmbește, luminând pe albe miriști, îți scriu, cuprins de teamă și neliniști, înălțătoare versuri fără milă, să te alint, făptură de lumină. La mulți ani binecuvântați, iubită mamă! Distinse doamne și domnișoare, o primăvară frumoasă și zile senine vă urează Anisia Ioana Țigănescu, gazda dumneavoastră de astăzi, și vă spun bine ați venit la spectacolul omagial Un zâmbet și un gând frumos pentru mama, ediția 18-a, o ediție specială găzduită de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi, proiect coordonat de doamna profesor Cristina Ionela Ignat și profesor Răzvan Sarafim. Mulțumim părintelui director, Petru Georgel Chichioacă, pentru susținere și doamnei Iulia Popa, administrator Casa Iulia, pentru decor. Este o ediție specială și, indiferent de aceste vremuri tulburi pe care le cunoaștem, trăirile rămân tot mai puternice față de ființele dragi nouă, față de ființa din trupul căreia ne-am zămislit. Dragi ascultători, vă spunem că e un moment aparte. Ne-am adunat forțele și ne bucurăm să sărbătorim împreună cu dumneavoastră. Primul mărțișor va fi oferit de Alexandra Olariu în interpretarea piesei Într-o zi. Pentru dumneavoastră, iubit auditoriu, Sanda! Vreau să-mi dai măcar o zi.
aș vrea să știi cât pot iubi. Aș da și luna de aș putea să fiu în lumea ta. Doar noi și dragostea. Teodora Croitoru, Dacă n-ai fi existat și Mama. Ce-ar fi fost viața mea?
o seamă. Lângă pomul cel rotat, lângă spicul cel bogat, lângă pragul casei noastre, mamă. Am fost bun și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în famă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai, și-am plecat. Am colindat, le-am trecut în lung și lat drumurile și acum ne cheamă. Tu ne-ai așteptat mereu, am venit când ne-a fost greu, te-am găsit încărunțită. Ramona și Anisia își exprimă emoțiile pentru făpturile dragi printr-o ghicitoare. Simțim emoțiile trăite de dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ce izvor se ia după om? Ce izvor? Cred că glasul mamei. Dar oare ce e dulce și nu se aduce? Buzele mamei? Dar care spice cresc cu vârful în jos? Nu se poate să nu știu. Brațele mamei! Dar oare care stele pe cer cad amândouă deodată? Ochii mamei, ce se ară cu lacrimă? Chipul mamei! Dar oare ce este nemărginit și nu încalcă iarbă străină? Cu siguranță, sufletul mamei. Da, sufletul mamei. Mă rog, de tine ploaie, când zbori către planete, stropește gura mamei și o apără de sete. Mă rog de tine, codru, căci anii tăi tot vivă. Cuprinde-i cald ființa și o apără de vifor. Mă rog de tine, iar
goală și sarea grea de oase și-o apără de boală. Mă rog de tine, munte, cât zbor o să mă poarte, sărută ochii mamei și apără de moarte. Se știe că elevii seminarului Dorohoian îmbrățișează cu pasiune arta și frumosul. În momentele următoare vor evolua pentru dumneavoastră, distins auditoriu, Alexandra și Otilia Giosu cu piesa Mama, Ana Maria Ilaș, Numai Mama, Ștefania Muha, Ochii Tăi și Maria Grigore, care mulțumește iubitei mame.
sufletul, inima, ce-aș fi fără mama mea. Mama mea, mama.
zi. Fără tine mi-este teamă că planeta s-a răcit. Fără tine mi-este teamă că planeta s-a răcit. Te-am secătuit. Mamă frumoasă, primul meu rai, fă-o minune, te rog, mai stai. Dulce lumină, ne măsli, fă-o minune, mai stai puțin. Dulce lumină, ne măsli, mamă frumoasă, primul meu rai, fă-o minune, te rog, mai stai. Dulce lumină, ne măsli, fă-o minune, mai stai puțin. Dulce lumină, ne măsli, de tainică a fi. Mulțumesc, iubită mamă, iubită mamă, iubită mamă. Spectacolul nostru continuă cu o altă surpriză. De data aceasta, prezentată de membrii trupei Harris, care vor interpreta piesa Fii calm, dragul meu, sub coordonarea doamnei profesor Cristina Ignat. Ei, ce să vedeți? Mă plimbam nervoasă prin casă, ca o leoaică într-o cușcă, izbeam un pian și îmi spunea: fii calmă, draga mea, fii calmă. Și cum eram în această stare de enervare, de la fereastră a apărut fetița vecinului meu, care mi-a spus: să rămână, tanti Mona, mi-a plăcut tare mult cât de celuma tale și l-am învățat pe de rost, dar să știi că m-a dat afară de la cor. Și a început să-mi cânte: la, 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 la. La fetiță? Cum? Eu eram autoarea
acestui cântec atât de simplu și banal, pleacă, pleacă, i-am spus, însă fetița a rămas imperturbabilă la fereastră și a continuat să-mi cânte. Fica, dragul meu, că e mai bine și pentru cei din jur și pentru tine. Nu te enerva când dată trece. Fica, dragul meu, numeri până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formidabil, formidabil, s-a întâmplat o minune. În timp ce fetița îmi cânta, m-am calmat ca prin farmec și atunci am întrebat-o: ce-ți veni, mă, cu ficarul, dragul meu? Păi, vezi, Matale, tanti Mona, asta e rețeta lui tata, dar mai bine îl chem pe el să-ți spună. Să rămână, tanti Mona! La, 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 la! Ca să nu vă spun ce l-am întrebat și ce mi-a răspuns, l-am invitat chiar pe vecinul meu să vă povestească chiar dumnealui în direct. Poftiți, domnule, poftiți! Permiteți, pentru cei ce nu mă cunosc, sunt Dumitrache Dumitraș. Lucrez la magazinul de biblouri de pe colț. Cea mai mare mulțumire pentru mine este să știu că fiecare client pleacă fericit. Dar să știți că treaba nu-i deloc simplă. Că mai sunt unii clienți, alții mai grăbiți, alții mai zurbagii, alții mai pisălogi, dar am găsit eu o rețetă în privința asta. Când simt că tensiunea începe să se ridice și sistemul nervos să mă gâdile la limbă, atunci încep să-mi cânt singur așa. Fica lui dragul meu, că e mai bine și pentru client și pentru tine. Nu te nerva când tată trece. Fii calm, dragul meu, cu numerul la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primul client, grăbitul. Bună ziua! Bună ziua, cu ce vă putem servi? Dați-mi, vă rog, o căsuță cu doi puișori pe cacă și un buchet de flori, că azi este 8 martie doar. Poftim, văd că flori aveți. V-am spus doar, o căsuță cu doi puișori pe cacă, dar repede că sunt foarte grăbit. Nu vă supărați, dar dacă vreți, vă putem oferi o căsuță cu doi puișori pe coș. Dacă vreți doi puișori pe cracă, vă putem oferi un pomișor cu puișori pe cracă. Perfect, atunci dați-mi un pomișor cu doi puișori pe coș. Nu vă supărați, dar pomișorul nu are coș, are crăci. Așa că dacă vreți cu doi puișori pe crăci, vă putem oferi un pomișor cu doi puișori. Domnule, eu sunt foarte grăbit și dumneata faci teoria crăcii. Dar nu vă fac teoria crăcilor, dar dumneata ai venit să cumperi și nu știi ce vrei să cumperi. N-ai putea tu să fii, să fii. Fii ca dragul meu, că e mai bine și pentru client și pentru tine. Nu te enerva când dată trece. Fii ca dragul meu, că nu merg până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Fiindcă ați venit pe la noi, am să vă ofer un pomișor cu doi puișori pe crăci și o căsuță cu doi puișori pe coș. Și alegeți ce vă dorește inima. Dați-mi-le pe amândouă, am plecat că mă grăbesc foarte tare. La revedere! La revedere, la revedere! E, ați văzut rețeta mea? M-am calmat și în loc să plece supărat fără să cumpere nimic, a cumpărat două biblouri în loc de unul. Rețeta mea. Iată că se apropie cel de-al doilea client. Mai precis, clientă, pisăloaga. Vai, 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 dar ce lucruri drăguțe! Ați observat foarte bine. Avem biblouri minunate aici. Da, am spus bună ziua. Nu, dar e ca și cum ați fi spus. Cu ce vă servești? Aș dori aia de acolo. Nu, asta la altă. Nu, aia la altă de acolo. Nu, aia de jos. Nu, dar vă rog, spuneți-i pe nume că vă servesc eu. Aș fi dorit o cănuță. Din care? Cred că ați sesizat. N-am spus to cănuță, am spus o cănuță. Am înțeles, dar din care? Dar de fapt, nici măcar nu se spune to cănuță, nu? Ci to cănuță. Desigur, desigur, desigur. Nu desigur, de purcel sau de făcuță to cănuța, nu? A, sunteți foarte spirituală. Da, dragă, da.
Uite, mai bine să zic așa. În loc de tocăniță de făcuță, tocănuță de făcuță. Nu? Sună mai bine. Da, sună. Da, uite, tocănuță de făcuță. Da, e rimă interioară. Sau inferioară. Sau infernală. Infernală. Credeți? Da, cred. Da, dar aș fi curioasă să știu ce părere ar avea un specialist. Dumneavoastră ce credeți? Nu vă supărați, dar mai sunt și alți clienți și dumnealor au treburile lor, așa că vă rog, luați o cănuță și... Nu! Că nu mai vreau cănuță! Vreau pisicuță! Da, mai bine un motănel din Bumbăcel care îmi iaună! Desigur, dragă, doar nu Bumbăcelul mi-aună, ci motănelul, nu? Da! Da, chiar, da. Apropo, cum se spune? Miauna sau miunează? Nu mă rezist, miaună, schiorlă, emârie, zgârie, cârie. N-ai putea tu să fii. Fii calm, dragul meu, că e mai bine și pentru clientă și pentru tine. Nu te enerva că-ndată trece. Fii calm, dragul meu, că lume până la 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pentru dumneavoastră număr și până la 100 și mai poftiți pe la noi. Ești foarte serviabil și tare drăguție, domnul, așa-i? Da, dragă, mai vin în fiecare zi, da? Am spus la revedere? Ați spus. Da? Bine. La revedere. Mai vin. La revedere. Ei, și iată că se apropie și cel de-al treilea client. Cel care s-a fript odată în supă și acum suflă și în iaurt. Nervosul! Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă putem servi? Dați-mi condica! Poftim, dar nu înțeleg. Condica! Poftim, tovarășe, dar ați mai fost pe la noi și ați avut vreo neplăcere? Lasă că vă cunoaștem noi! Toți vă faceți că nu înțelegeți! Până nu vă scriu un condică, nu vă mai potoliți! Ia spune, cum te cheamă, tovarășe? Tovarășe, dar cred că mă confundați, eu nu v-am mai servit niciodată. He, poftim! Auziți-a el, tovarăș, susține că face pură de servire, dar totuși a recunoscut că nu m-a servit niciodată. Tovarășe, dar dacă n-ați mai fost pe aici? Am fost alături, am fost acea sornicar și m-a servit prost! I-am spus să-mi pună un cuc la pendul și mi-a pus o rață, tovarăș. Nu mai pot dormi noaptea, a început să mă căie din sfert în sfert de oră. La miezul nopții are deja 200 de macmacuri. Visez numai rațe noaptea. Nu mai pot dormi, tovarășe, vă bate joc din client, să vă fie rușine. Tovarășe, dar dacă nu eu v-am pus pendula. Nimic, sunteți toți niște ciubucari. Vă bate joc din client să aveți pic de rușine. De ce nu mi-a pus un cuc? De ce scoateți cuci și ne băgați rațe pe gât? Tovarășe, dar dumneata ai venit aici să mă insulți, să mă jignești? Nu mie ar trebui să-mi fie rușine, ci dumitale ar trebui să-ți fie rușine, să-ți fie. Ați venit la noi la magazin, am să vă ofer acest cuc care cască ciocul și cucăie. Și cum cucuie acest cuc, tovarășe? Păi, ca orice cuc, mac. Tovarășe. Cucu. Ia stai să văd. Cucu. E, bravo, tovarășe, dă să te cuc. La revedere, tovarășe. La revedere. Cucu. Cu toată dragostea. Aș mai avea o rugăminte. Desigur. V-aș ruga să mă ajutați în continuare. Cu cea mai mare plăcere. Ați văzut cu toții această demonstrație. Formula, recunoașteți, este una foarte simplă și ușor de învățat. Este foarte utilă pentru toată lumea. De aceea este bine să o rețineți. Nota, ați auzit-o cu toții. Așa că v-aș ruga să cântați împreună cu noi. 1, 2 și... Fii calm, dragul meu, că e mai bine. Nu, dar... Toată lumea, nu? Nu doar
din palme. De la capăt. 3, 4 și fica. Dar de ce nu cântă? Dar ne-a apucat ora două și noaptea. Și dumneata de ce râzi? Adică eu stau să mă trăduiesc, să te educ, să fii calm și dumneata stai și râzi acolo. Partea mea, pentru că astăzi este 8 martie. Vă mulțumesc frumos! Călătoria noastră muzicală continuă, de data aceasta pe tărâmul folclorului. Pentru dumneavoastră, Maria Grigore, de ar veni primăvara, și Ana Maria Ilaș, mamă, în brațe la tine! Thank you.
strângi la piept în brațe, tot pui mai ușor în viață. Simt în suflet bucurie ca în a mea copilărie. Mamă, în brațe la tine, acolo e cel mai bine, acolo e cel și Sanda vor interpreta melodia Dragostea e taină mare, urmând ca Sanda să ne roage să nu o deochem. Yeah.
ce mi-a găsit drăguț, frumos și stept și omănos. Ei, hai, dragostea, coală meu, pui moi mălita, drag cu drag când se întâlnește dragostea, pinzești, trăiești. Soare dragostea își mai mare. Dragostea îi taină mare, nu-i la fel la oricare. Ba îi bună, ba îi re, ba îi dulce, ba nu vre. Ei, hai, dragostea, trebuie să știi o purta. Mai întâi cu inima, da, cu mintea tot așa. Ei, hai, dragostea, nu-i ușor a o purta. Dar așa atunci când o ai, ai gustat un pic din rai. Eu rezolv. Tu zâmbești la unde? Până în urmă ascultați și cu mine în joc intrat. Mult aveam cât din Bacău și n-o să vă apară rău. Dar îmi place ca să joc, când iubesc poate iau foc. Te privești în ochii mei, sar din inimă scântei. Te privești în ochii mei, îi sar din inimă scântei, mă. Hai, hai, și când și-n joc aici cât vreți, numai grijă să aveți. Îl plac, îl fac să zacă în pat, îl fac să zacă în pat. Numai eu încă să-ți leac, dar și bani pui de drag. El nu mai pot să scap, nici la joc, nici la iubit. Când mințele i-a sușit, nici la joc, nici la iubit. Mințele i-a sușit. Hai, hai, și jocul batea, vă uitați. Dar tare nu vă mirați, dar tare nu vă mirați. Ca să nu ne idiocheți, măi. Uite o fată și un băiet, joacă după clarinet și trompeta sună în vânt. Hai cu stângul la pământ, hai cu stângul, hai cu dreptul. Ușurel ca moșul Petru, baba spune-mi Petri stai. Anii tineri nu-i mai ai, baba spune-mi Petri stai. Îi anii tineri nu-i mai ai, măi. Hai, hai, și Petri s-o cam supărat. Tătii fetele au jucat, tătii fetele au jucat. Până și l-o diochet, măi. Orșușini, numai cu șinii stă bine. Dar nu lângă orșușini, numai cu șinii stă bine. Hai, hai, și haideți și voi dacă vreți. Numai grijă să aveți, numai grijă să aveți. Ca să nu-n idiocheți, mă. Alături de noi pentru alte momente unice, printre care grupul Simbol cu melodia O fleliță mărioară și ansamblul Romanița cu o suită de dansuri populare. Mă
magic și unic, ne amintim că fiecare mamă trebuie să fie apreciată, fie printr-un simplu te iubesc sau printr-o surpriză memorabilă. Astfel că, în încheierea spectacolului, absolvenții promoției 2008-2012 ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Iacob Dorohoi vor să-i mulțumească doamnei profesor Cristina Ignat pentru grija și sprijinul oferit atât în anii de liceu cât și mai departe. Vrem să vă urăm și noi un sincer și călduros la mulți ani și să vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. Să aveți parte de sănătate, bucurii și împliniri duhovnicești. La mulți ani, binecuvântați!